O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce autoturismul în care se afla a fost implicat într-un accident rutier pe strada Împărat Traian din municipiul Botoșani. Au fost implicate 4 autoturisme în care se aflau 5 persoane. Echipele de intervenție ajunse la fața locului au constatat că un bărbat în vârstă de 67 de ani, aflat într-una dintre mașini, avea nevoie de ajutor pentru a ieși din interior. Salvatorii l-au imobilizat, după care l-au scos din autoturism și l-au predat echipajului medical.